Dependența de alcool este o problemă de sănătate serioasă, care afectează milioane de oameni la nivel global. Această tulburare, cunoscută și sub denumirea de alcoolism, poate avea consecințe devastatoare asupra vieții unei persoane, afectând relații, cariere, sănătatea mentală și fizică. În cele ce urmează, vom explica ce reprezintă dependența de alcool, cauzele sale, simptomele asociate și modalitățile de tratament disponibile. Dependența de alcool este o afecțiune caracterizată prin incapacitatea de a controla consumul de alcool, dorința persistentă de a bea și neglijarea altor aspecte ale vieții personale și profesionale pentru a satisface această dorință. Cauzele dependenței de alcool sunt complexe și pot include factori genetici, predispoziții neurologice, traume sau stres emoțional, precum și factori socioculturali. O altă problemă foarte dezbătută este dependența de alcool la nivel global. Dumneavoastră consumați alcool? Nu. Nu consumați alcool? Nici. Credeți că alcoolul este nociv pentru organism? Da, bineînțeles, în special la vârste fragede. Văd că în ziua de astăzi, de la 10-11 ani, chiar mai devreme consum alcool și nu prea... Nu e indicat. Ce credeți dumneavoastră că îi determină pe oameni să consume alcool? Nu știu, cred că slăbiciunea, neîncrederea în sine, frustrările. Printre simptomele comune ale dependenței de alcool se numără nevoia constantă de a bea, incapacitatea de a controla consumul, creșterea toleranței, manifestarea simptomelor de sevraj, în absența alcoolului și neglijarea responsabilităților personale și profesionale. Necazurile, durerile, supărările care le au, asta e. Cum vi se pare faptul că în rândul tinerilor tot mai mulți consumă alcool? Aventura la tânăr. Dar credeți că anturajul determină acest lucru, consumul de alcool? Da, cred. Pretul s-a distrus. Dificultatea în a te opri, incapacitatea de a controla cantitatea de alcool băută și de a te opri în ciuda intențiilor tale este un indicator important. Dacă acest consum de alcool duce la conflicte frecvente în relațiile tale personale sau profesionale, ar putea indica o problemă. Neglijarea responsabilităților și simptome de sevraj. Apariția simptomelor de sevraj, cum ar fi tremurul, anxietatea sau insomniile atunci când nu consumi alcool, poate semnala o dependență. Poate asta e o boală, unii poate din neajunsuri, nu pot să-mi dau seama. Credeți că acest consum de alcool este nociv pentru organism? Este foarte, foarte, da, da. Tratamentul pentru dependența de alcool poate implica o varietate de abordări, inclusiv consiliere psihologică, terapie cognitiv-comportamentală, grupuri de suport și, în unele cazuri, medicamente care reduc pofta de alcool. Și supărările, și năcazurile, și neavuturile, ce trebuie să facă în beutură, că dacă bii, ți le vie toate la... Așa. Credeți că alcoolul este nociv pentru organism? Nu e bun, că te îmbolnăvești și faci cancer, faci ciroză dacă bii prea mult. Deci dumneavoastră nu sunteți de acord cu consumul nu, de alcool? Nu, 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 nu. Nu sunt de acord. Hai că bii un șpriț de vin cu sifon, așa, la nu știu cât, dar nu toată ziua să stai și beate șanțuri. Dacă cineva din cercul tău se confruntă cu dependența de alcool, este crucial să fii un susținător empatic. Încurajează-l să caute ajutor profesional, oferă sprijin emoțional și înțelegere și încurajează participarea la programe de tratament și consiliere.